Mă, bă, dar cine a spus că e bătăia ala de care e ala ca în trei. Nici asta și de ala de care în trei. Nu, din doi, da. Din doi. Mă, bă, dar pe de ala de care din doi. De asta zic. Poate vedea mai repede. De ce? E 156 de ani. Știi unde aș fi putut să aflu eu pe mă, bă? O lăuream cu bă, nu? Mă, bă, bă. Mă, bă. Și bă? Cu cine sunim ca să o aflăm că e ala de care din doi? Mă, bă, de prim. Ah, pe prim? De asta mă iau. Asta de prim. Ascultă-te. Deci dacă mă duceam în așa, mă, bă, și pe prim. Și pe prim. Bun. Pe mă, de prim, unde o pot afla pe mă, pe prim? Că pe B prim, pe o știu. Mă, pe prim, trebuie să mă duc în B prim, M, A. Ca să aflu pe M, B prim. Da? Deci, M, B prim, mă duc în triunghiul M, A, B prim. Și... Da, cred că mai repede dacă îl puneam pe cub. Cub? Da, M, B, B. M, B, B, B. Așa. M, B, B. Că B, B o află de aici. Repede, da? Și pe M, B, și pe B, M, la fel. Și pe M, B, o află rapid. Da. Ele sunt egale, am spus noi, că am discutat. Că ea, a, și acolo, și aflam. Ca și valoare. Și o găsim, dar nu știu dacă o mai găsim pe M, B. Dacă e triunghiul dreptunghi, acolo e problema mea. Deci dacă triunghiul P, B, M, e desisos cel, și dacă e dreptunghic aici. Aici, deci, eu am o problemă, probabil că nu văd eu acolo. A, Deci asta n-am reușit să prind, că e tot dreptunghic. Și dacă e dreptunghic, atunci mă duc. Da. Că nu? Mă gândeam, zic, măi, ceva probabil ține repede, dacă ea are de da. Pe 2. Da. Deci ar vine asta A, și cu AP2, A plus A pe 2, ca să aflu pe mâncul mai întâi. Da. Deci A pătrat plus A pătrat pe 4, când da. E 90 grade aici. Da. Radical din asta. Da. Pe 4. Pe 4. Și face... A radical din 5 pe 4. A radical din 5 pe... 4. Pe 2. Miruna, pe 2, da. Da, radicalul tot. Asta este M, B. Egal cu M, B, da? Da. Și egal și cu P, B. Da. Că am vorbit. Da. Egal cu P, B. Și acum, dacă ar fi dreptunghic, ar trebui să-mi dea M, B, aralitat din 2, nu? Deci M, B, ar fi egal cu de două ori... Aralitat din 5 și 2. Nu. De două ori... Aia la pătrat cu aia pătrat. Deci radical din asta la pătrat. Deci... Iese ea și vine A, A radical din 5 pe 2. O radical de 2. Da. A radical din 5 pe 2. O radical din 2. Și dă-vă, cum mai vezi, A radical din 10. Pe 2. Pe 2. Nu 10. Și nu este... Nu dă ca nu dă ca absolut. Că acolo vă dă și la... A radical din 2, deci nu e. Deci autorul vede afară diagonală. Exact, da. Asta e soluția mea. Da. Și zice, A e egal cu aia și A radical din 2. Bun. Dar atunci trebuie de văzut... Ele sunt egale. Am văzut că sunt egale. Da, dar nu s-ar radical din 2. Nu sunt A radical din 2, dar le-ai găsit egale cu altă valoare? Adică am dat A radical din 2, m-am dus în triunghiul dreptunghic și nu era A radical din 2. Dar te-ai dus în triunghi, ca și mai fi triunghi dreptunghic, dar știm. Vezi că aici, hiba ei, că nu e unghiul ăla drept, știi, că se modifică așa... Da, am găsit toate triunghiile dreptunghic care am găsit, știm că e revizat. Ei, mai gândim. Da, mergem, găsim soluția, să mergem cu soluția. Da, că se face sinteză. Da. Da, da. Să scriem care e sinteza. Păi care e sinteza? Mă, nu pute dreptunghi. Iar
discutat aici despre. Am discutat aici despre. Da, sunteți la oare. Vorba de distanța, la mai multe lucruri a fost. Da. Paralelism. Linii mijlocie. Da. Paralelogram. Dreptul mic. Perpendicularitate. Dreaptă perpendiculară pe un plan. Perpendiculară. Apoi am vorbit de distanța dintre două paleți. Distanța dintre două paleți. Și multe alte lucruri aici a fost sumele. La revedere! La revedere! De curând!